Vladimir Putin a dat ordinul. S-a întâmplat în această seară. Vestea venită direct de la Kremlin. Liderul de la Kremlin a luat o decizie care a fost caracterizată de către ministrul rus adjunct de externe, Sergei Ryabkov, drept una dificilă, dar corectă. În cursul zilei de marți, 28 februarie, președintele rus Vladimir Putin a promulgat suspendarea participării Federației Ruse la New Start, cunoscut și sub numele de Start 3. Acesta este ultimul tratat de dezarmare nucleară care mai era în vigoare între Rusia și SUA. Suspendarea a fost publicată pe portalul oficial de informații juridice din Federația Rusă, motiv pentru care decizia a intrat imediat în vigoare. Liderul de la Kremlin a vorbit despre această măsură în discursul pe care l-a susținut la data de 21 februarie. De asemenea, ea a fost aprobată anterior de către Duma de Stat și de către Consiliul Federației. Vladimir Putin a anunțat că țara pe care o conduce se vede obligată să-și suspende participarea la acest tratat de dezarmare din cauza politicii Occidentului. În urmă cu o săptămână, ministrul rus ajunct de externe, Sergei Ryabkov, a declarat că suspendarea participării la tratat a reprezentat o decizie dificilă. Însă subliniază că aceasta a fost singura corectă. În aceste condiții este imposibil să interacționăm ca înainte într-un domeniu atât de important precum controlul armelor, a spus el, arată presa internațională.